Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi vreau să vorbim despre îndemânarea în business, skill-uri de business și mai exact cum poți să le crești. Sau mai exact, există ceva, exerciții, deprinderi care să te poată face un antreprenor mai bun? Și dacă da, ce? Și dacă da, cum? Ne, avem un răspuns, parțial. Este vorba despre șah, un sport al minții. Și pentru că vorbim despre șah, l-am invitat în emisiune pe Christiansen Sava, care este antreprenor și trainer de șah, efectiv profesor de șah. Și dacă nu știu, și fost maestru campion al Bucureștiului pe șah. Da, sunt maestru al jocului de șah. De aproape 10 ani de zile antrenez. De 5 ani antrenez sportivi pentru performanță. Am îmbinat întrucâtva valența șahului de sport cu cea de instrument educativ și aici este interesant pentru că jocul ăsta, care este cel mai complex board game pe care l-a creat umanitatea, prin natura elementelor sale, adică piesele și tabla, oferă posibilități interesante de dezvoltare personală și de evoluție cognitivă. Exact. Uite, aici vreau să ajungem, pentru că tu ai o abordare un pic deosebită față de, să zicem, standardul șahului. Ok, cum să aplici skill-urile în șah, abilitățile pe care ți le dezvoltă așa, în business? Ai și un proiect sau program de genul ăsta și despre asta vreau să vorbim. Cum te poate ajuta șahul să fii un antreprenor, un businessman în esență mai bun? Șahul te poate ajuta să evoluezi pe anumite paliere. Adică să-ți dezvolți anumite aptitudini. Anumite aptitudini cognitive, zic exact. Eu, și te poate ajuta, prin natura sa de joc, să-ți creezi niște relații pe care să le folosești ulterior în zona ta de acțiune. Relații în sensul de cunoștințe? Cunoștințe, pentru că este un joc, socializăm. Dacă eu mă întâlnesc cu un... Și ca un fel de formă de networking, gen. Asta este o formă de networking, exact, exact. Sunt cluburi ale pasionaților de șah care, plecând de la interesul lor pentru acest joc, dezvoltă și alte tipuri de relații. Dacă noi ne întâlnim și jucăm șah, după aceea este foarte ușor să interacționăm și pe alte zone. Eu știu ce faci tu și ce fac eu, dezvoltăm afaceri împreună, creăm tot felul de structuri între noi, cu alți prieteni. Deci asta, valența acestui joc de socializare ne ajută în zona de business. Dar partea de antrenament pe zona cognitivă, la fel ne dezvoltă niște abilități pe care le putem transfera în mediul de business. Care sunt abilitățile? Păi, și spre exemplu, cum ți le dezvoltă așa? Mecanismul de luare a deciziei. Ok. În jocul de șah, la fiecare mutare, noi luăm o decizie. În funcție de numărul de mutări pe care le conține partida, luăm un anumit număr de decizii. 20, 30, 40... Putând să jucăm o partidă de șah în conștiință de cauză, deci să fim conștienți de ceea ce facem acolo pe tablă, exersăm acest mecanism de luare a decizii. Prin antrenament învățăm să evaluăm situații, să procesăm analizele și să decidem să efectuăm mutarea pe tablă. Acum, trebuie să fie cineva care să te învețe cum să analizezi situația respectivă și este interesant că în procesul meu de training, de fiecare dată, fac paralel între șah și business, au mai făcut-o și alți predecesori, dar abordarea aceasta în piața din România este unică și din acest motiv programele mele educaționale sunt căutate pentru că aduc un element de noutate în zona asta. Practic, în jocul de șah am la dispoziție resurse materiale și imateriale, am resursele de pe tablă, adică piesele, am timpul la dispoziție, un buget de timp și am spațiul pe care îl ocup. Cu aceste trei tipuri de resurse trebuie să-mi ating niște obiective. La fel procedăm și în business, da? Avem un orizont de timp pentru care ne propunem să realizăm ceva, avem niște obiective clare, măsurabile, smart și avem niște resurse la îndemână. Acum, cum folosim aceste elemente pentru a obține succesul? Depinde de fiecare în parte. Dă-mi unul, două exemple concrete despre cum, să zicem, un joc de șah și după aia o să revin un pic. Sau dă-mi niște exemple concrete cum luarea unui joc de șah sau luarea unor decizii în joc de șah efectiv te poate ajuta niște decizii de business. Da. Câteva exemple concrete, unul, două. Fără să avem la îndemână un element grafic, este dificil doar să povestim, dar pot să spun că într-o anumită situație care există pe tablă,
sunt cel puțin 6 sau 7 elemente care descriu situația respectivă. Exact cum tu te duci cu mașina la service, lași mașina la meseriaș, ăla a deschis capota, s-a uitat un pic și ți-a spus exact care este problema pe care tu o întâmpini acolo. La fel se întâmplă și în jocul de șah. Într-o anumită situație care este pe tablă, un jucător experimentat se uită în câteva puncte, 6-7 puncte, și poate să-ți spună care sunt problemele în acea poziție, ce ar trebui să faci ca să îmbunătățești poziția. Tipul ăsta de abordare, făcând o paralelă cu ce se întâmplă în viața reală atunci când trebuie să luăm o decizie într-o companie, ne permite nouă să identificăm care sunt problemele, să căutăm soluții, să facem o analiză, după care să vedem care este drumul de la stadiul actual până la stadiul dorit, să facem un plan de acțiune. Evident că instrumentarul folosit în șah cu cel folosit în business este un pic diferit, dar paralela există. Adică pașii pe care îi urmăm sunt aceiași. Evaluarea situației, analiza resurselor, instrumentele pe care le avem și drumul îl trasăm către obiective. Chestia asta este foarte ușor de conștientizat în timpul unui joc. Tendința actuală în training este să acumulăm abilități și cunoștințe prin joc. Iar șahul este un joc care ne ajută în acest lucru. Eu fac și training în mediul virtual pentru diverse tipuri de business-uri. Am făcut training pentru salvatori, pentru pompieri, smurd, și am folosit foarte mult jocurile în format 3D. Ce exerciții le-ai dat? Care era scopul lor, scopul îmbunătățit, ce vrei să îmbunătățești la ei și ce exerciții le-ai dat? Am folosit un software pentru training în format 3D, produs de o firmă din Olanda. Un șah 3D sau n-are nicio legătură cu șah? Era un joc în format 3D, programat de mine pentru a atinge niște obiective de training. Iar cursanții erau imersați în mediul în care trebuiau să ia deciziile, erau supuși unor scenarii și efectiv, în mod real, vedeau ce se întâmplă dacă luau decizia corectă sau decizia greșită. La fel în jocul de șah. Sunt doi adversari față în față. Dacă tu iei o decizie greșită, adversarul te penalizează. Și vezi imediat dacă ia și el decizia bună. Da, eventual putem să analizăm după aceea, să vedem cum s-au raportat fiecare dintre jucători la contextul în care au fost puși. Iar lucrul ăsta, dacă este făcut de cineva specializat, cineva profesionist, te poate ajuta să-ți dai seama de foarte multe carențe pe care le ai în aparatul decizional. În afară de asta, de luarea deciziei, mai există și o abilitate, abilitatea de memorare, abilitatea de gândirea critică, cum este abilitatea cognitivă, atenția, concentrarea, abilități lingvistice, toate lucrurile astea câștigate prin antrenamentul specific șahului ne ajută să devenim niște antreprenori mai buni, niște specialiști mai buni în zona noastră. Există un fel de studii cantitative, gen cam cât poți să-ți îmbunătățești, să zicem, aproximativ măcar memoria dacă aplici un exercițiu sau aplici șahul pe termen ceva mai lung de timp? Studii s-au făcut, foarte multe studii. Ideea este că fiecare studiu se raportează la un eșantion, trag niște concluzii care poate să fie mai mult sau mai puțin adevărate. Dacă urmărim firul roșu, concluzia per ansamblu este că da, jocul de șah îmbunătățește, dar dacă luăm studiu cu studiu și luăm și comparăm, este posibil să avem și niște păreri contradictorii pe anumite paliere. Fiecare studiu urmărește un anumit eșantion pe grupă de vârstă, sex, pregătire. De aceea eu nu prea mă orientez după studiile astea unul câte unul. Încerc să văd o privire de ansamblu, să-mi extrag eu critic informația de acolo, dar ca o concluzie generală, da, șahul contribuie la dezvoltarea acestor parametri. Există prea multe voci care spun lucrul ăsta și atunci trebuie să le și mai să le credem, nu? Un lucru care mi s-a părut interesant, l-am vorbit înainte de emisiune, era că fiecare partidă să există mai multe tipuri de partide de șah în funcție de timpul, de bugetul, exact, de bugetul de timp. Și că sunt și partide de șah foarte scurte, fulger, ca timp, adică cum fulge, exact, așa spuneai, cu un buget de timp foarte mic, 5 minute per partidă. Da. Mă gândesc că o abilitate, de exemplu, pentru
toți, sau nu toți, mulți suntem manageri și una dintre problemele cu care ne confruntăm zi de zi e că ai o tonă de mail-uri, o tonă de decizii, o tonă de lucruri de făcut. Unele importante, altele mai puțin importante. Și atunci una dintre abilitățile pe care cred că e bine să ți le dezvolți este să iei cât mai repede decizii, măcar decizii într-un timp foarte scurt. Uite, problema asta o fac eu, dacă o fac eu, ok, să o fac cât mai repede, dacă nu o fac eu, deleag, o dau altuia. Și să încerci să-ți eficientizezi cât mai rapid bugetul de timp. Cred că o competiție de șah sau un antrenament pe șah, pe partii de fulgere, adică 5 minute buget de timp per partidă, te poate ajuta să-ți dezvolți cumva gândirea asta critică, în sensul de, ok, să mă învăț să iau decizii foarte repede. Pentru să ți le asumi, așa că să ți le asumi. Și să ți le și asumi. Pentru că ca antreprenor trebuie să iei foarte multe decizii, nu toate de viață și de moarte, dar sunt foarte multe lucruri foarte mici, mărunte de făcut. Exact. Și dacă stai să te aloci timp maxim posibil pentru absolut fiecare lucru din care teoretic ar trebui să te ocupi, o să vezi că îți trebuie o zi de 50 de ore ca să poți face tot ce poți. Ceea ce evident nu se întâmplă. Imposibil. Da, este imposibil. Este și o vorbă în popor, că dacă nu mergi foile din plăcintă, nu mai faci plăcinta. Da. Și atunci trebuie să e foarte important să vezi, ok, de care probleme realmente pot să mă ocup și care probleme de fapt nu sunt chiar așa de importante, nu știu, le deleg. Adevărul sau este că timpul se comprimă foarte mult. E foarte mult. Avem, vin peste noi o avalanșă de acțiuni. Sunt multe lucruri pe care avem de făcut undeva foarte scurt și uneori trebuie să ne asumăm acest risc că e posibil să nu fim perfecți, dar e important să faci lucrurile, să dai drumul să meargă. Asta le spun și sportivilor mei, că trebuie să meargă decizia, trebuie să meargă partida în continuare. Ok, avem de jucat într-un ritm fulger. Îți asumi la un moment dat riscul de a nu lua decizia optimă, dar trebuie să dai drumul partidei mai departe. Nu poți să o ții blocată pentru că în șah pierzi la timp, da. În viața reală pierzi oportunitatea. Nu te așteaptă nimeni pe tine să iei decizia un secol ca să fie perfect. Nu poate să fie perfect nimic. A, ai de luat o decizie într-un interval mai lung, la șah, într-un ritm clasic, unde ai de făcut 40 de mutări în 2 ore. Ai acolo un anumit lux. Poți să-ți împarți bugetul, să zicem, pentru mutarea 12, unde am o decizie importantă, mi-aloc 15 minute. Pe care le recuperez în următoarele mutări, unde iau decizia mai rapid. În viață la fel, am dat o decizie importantă, stau o zi, două, trei, mă rog, este ireal uneori, după care dau drumul la acțiune, nu pot să stau să aștept. Vorbim de statistică aici, vorbim de probabilități. Nu putem să fim roboți, să luăm deciziile optime într-un timp foarte scurt. Suntem oameni, ne asumăm lucrul ăsta și acum ne învață. Dă drumul, ai nevoie să-ți construiești flerul. Flerul se bazează pe experiența noastră. Cu cât ai mai multă experiență într-un domeniu, cu atât flerul se dezvoltă și vei fi capabil să iei deciziile bune fără să mai folosești tot aparatul analitic. Când ești debutant în orice domeniu, te apuci, colorește și inventariezi instrumentarul. Am de făcut pasul 1, pasul 2, pasul 3. Ok. După un timp, începi pașii ăștia să-i mai sari. Începi să simți. Asta ne arată nou antrenamentul și asta ne arată jocul ăsta. Că trebuie să dăm drumul la decizie, trebuie să dăm drumul, trebuie să ne asumăm niște riscuri. Care sunt principalele categorii de business, să spunem, care participă la cursurile tale, în general? În general, pe programele mele de training se înscriu oameni din top și middle management, nu am grupe foarte mari pentru că trebuie să lucrez. Cam cât are o grupă? Cam mărime? Se lucrează bine în grupe de 6-8 ca să putem să facem jocuri. Șahul este un război în miniatură. Afacerile se ghidează după principiile militare. Sun Tzu este foarte citat în zona de business pentru că dictonurile lui sunt valabile și în ziua de astăzi. Și în zona militară și în business. Iar șahul este cel care emulează lucrul ăsta într-un laborator micuț, o tablă pătrată, 8x8, 64 de pătrate, iar laboratorul ăsta ne permite să greșim. Și să zicem, aha, ok, deci aici trebuia să iau decizia în felul ăsta, am ratat momentul ăsta, am învățat lecția. Mă duc, când ajung în viața reală, evident că nu o să mai am o tablă de șah cu nebuni cai regi, dar am o situație în care trebuie să fac o paralelă. Trebuie să fiu atât de smart încât să fac paralelă între ce am învățat în șah cu ce pot să aplic în zona de business. Și vorbeam tot la fel înainte de emisiune. Degeaba am eu niște câștiguri cognitive, degeaba câștig eu o experiență dacă nu sunt capabil să transfer această experiență
în domeniul meu de interes. Trebuie pentru să fiu... că, da, în ultima instanță, șahul nu-ți poate, să zicem, să aducă niște cunoștințe așa, să-ți crească niște lobby de business, ci pur și simplu îți dezvoltă niște aptitudini de bază, gen gândire rapidă, gândire critică, memorie și așa mai departe. În ultima instanță, tu va trebui să depui iarăși un fel de efort ca abilitățile astea pe care să le adapte, abilitățile, hai să spunem, abilități primare, faptul că gândești mai rapid sau că ai o memorie mai bună, nu te face obligatoriu un business mai bun. Dar dacă ai o memorie mai bună, atunci, ok, du-te, de exemplu... Ții minte date, da, ții minte informații, poți să compari. Exact. Participă la mai multe evenimente, cunoaște mai mulți oameni, află mai multe lucruri despre business-urile oamenilor respective, ce vrea fiecare, ce are nevoie, ce caută, și atunci vei putea să faci conexiuni mai ușor. Just. Pentru că țin minte o plajă mai mare de oameni cu nevoile lor. Ăsta vrea aia, ăla vrea alta, dar uite, pot să-i cuplez pe asta și să mă bag și pe mine ca intermediar la mijloc, să am și eu ceva câștig. Și atunci, în felul ăsta poate, de exemplu, memorie, vorbeam de memorie, cum să te memoria, poate ajuta? Da, atenția la detalii, puterea de a te concentra pe o anumită zonă fără să fii distras de diversi factori perturbatori. Lucrurile astea trebuie tu să ți le aduci. Jocul ți le crește, într-adevăr. Antrenamentul, regulațiile crește. Acum, cum vin la mine copii sau vin oameni care practică și care spun, dom'le, am un IQ incredibil. Ok, îl ai. Și își dă seama că, având un IQ peste medie, 130-140, vin cu documente, uite, am fost, am făcut testarea. Bun. Vin ai și Mensa în... Nu, am copii care sunt, care vin cu IQ-ul demonstrat. Ideea este că sunt surprinși că totuși IQ-ul ăsta extraordinar nu îi ajută să aibă succes. Gândește și în business. Cei mai dotați oameni din punct de vedere cognitiv nu sunt neapărat cei mai buni oameni de afaceri. Avem o grămadă de exemple. Cred că putem să înșirăm aici 10. Nu. Au alte abilități care îi ajută. Dar, trebuie să-ți crești aceste lucruri într-un laborator. Nu poți să vii să le încerci direct în mediul real. Poți să faci și chestia asta, să ai un succes, înveți din el, mergi mai departe. Dar experiența de a le crea într-un laborator, într-un context în care te întâlnești cu alți oameni pasionați, te ajută și pe zona de networking. Și aici jocul ăsta ne ajută foarte tare. Chiar în luna noiembrie, împreună cu doamna Mariana Ioniță și cu Cezar Armașu, organizez campionatul de șah corporate. Prima ediție? S-au mai făcut încercări. S-au mai făcut. Deci competiții între echipe reprezentând companii, organizații juridice, s-au mai făcut încercări de genul. Ce facem noi acum conține ceva elemente de noutate, pentru că vrem să combinăm valența de sport a acestui joc cu cea de networking, de socializare. Și o să avem foarte multe oportunități de networking acolo și după eveniment. Iar ca element de noutate, cei care se înscriu prin mine primesc din partea mea antrenamente înainte de competiții. Deci, companiile care vin și se înscriu și mă menționează primesc 4 ore de antrenament înainte de competiții. Echipa care se înscrie în formulă completă, facem un antrenament specific, îi introduc în atmosfera de competiție și încercăm să ne încălzim un pic înainte de concurs. Competiția se va juca la Hotel Caro și va fi organizată pe 2 zile. Este suficient pentru a juca 7 partide de șah sau 9, pentru a interacționa în palierele pe care noi le-am gândit și pentru a ne simți bine, pentru că plecând de aici putem să ne creștem contactele, să ne creștem baza de cunoștințe. Este o oportunitate foarte bună pentru antreprenori, chiar dacă poate nu stăpânești jocul ăsta foarte mult, nu ăsta este scopul, să fim campion mondial, să învingem pe toți. Să îmbunătățești. Exact. Să te îmbunătățești pe tine, da. Pe tine, cunoști oameni, ai o experiență, cam asta este câștigul pe care poate să-l aibă. Și cine știe, plecând de la această oportunitate, să dezvolte. Acum vreau să revin un pic la șah, la antrenamentul de șah. Există cumva exerciții specifice pentru antrenament de șah? Ok, poți să te antrenezi dacă joci partide, joci cât mai multe partide, e clar că vei deveni mai bun. Dar există exerciții pe care poți să le faci, care exercițiul în sine să fie mai puțin decât o partidă întreagă, gen doar anumite aspecte? Jucarea partidelor efectiv din poziția inițială împotriva unui adversar uman, fără ca tu să primești feedback pentru ceea ce ai făcut acolo, nu reprezintă un exercițiu în sine. Noi doi putem să jucăm șah ani de zile.
Dacă greșești și nu primești feedback la greșeala pe care ai făcut-o, nu vei evolua. N-ai cum. Nu pot, vei repeta acea greșeală de mai multe ori. Poate observa... într-un final îți vei da seama că greșești, dar poate, dar poate nu. Sau la un nivel superficial. La nivel profund, nu. La nivel profund, nu. Și atunci, un antrenor sau un trainer care vine și încearcă să-ți ajusteze comportamentul la tablă și cunoștințele, te va pune în niște situații de unde tu să înveți. Într-adevăr, nu plecăm din poziția de început să jucăm toată partida. Situații în sensul de anumite poziții de pe tablă. Da. Deci, practic, nu pleci de la zero, ci ai o anumită... Nu din poziția inițială. Anumite poziții predefinite. Da, plecăm dintr-un moment al luptei, eventual un moment care a apărut într-o confruntare anterioară între doi jucători importanți, facem poză pe momentul X, punem studiu de caz, ai un timp de gândire, ți se dă problema pe care o ai de rezolvat, iar tu trebuie să iei decizia acolo, în liniște, pentru că ești în laborator. Oamenii ei au jucat-o în condiții de competiție. Ceasul era pornit, avea un buget de timp. Tu nu. Tu ești scos din context, ești pus în laborator și acum trebuie să iei decizia. Mai mult, nu ai riscul de a greși, pentru că nu se întâmplă nimic dacă greșești. Ai antrenorul care îți explică ce s-a întâmplat. Această situație e similară a celor studii de caz care se fac pentru zona de business. E un studiu de caz din care tu înveți. Dacă cineva îți explică, dacă îți spune numai nu e bine ce ai jucat aici, trebuie să joci asta. Păi, dar de ce? Trebuie să-mi spui de ce? Că trebuie să joc asta, ok. Dacă tu îmi spui ok, nu trebuie să cumpere aici 500 de bucăți din produsul ăsta, să-ți cumpere 200. Dar de ce 200? Cineva să spună, păi stai un pic, că cererea a fost așa, piața a cerut, tu trebuie să te gândești. La fel și în șah. Nu trebuia nebun pe 4, trebuia tură de 1. Dacă nu spune de ce trebuia tură de 1, exercițiul nu are valoare. Și aici este rolul trainerului. Iar situațiile în care ești pus trebuie să fie grupate pe teme, pentru ca tu, văzând situații centrate în jurul unei teme, să poți să-ți dezvolți cunoașterea, a, ok. Deci când apare o situație similară, eu ar trebui să iau decizia în felul ăsta. Și antrenamentul curge în felul ăsta. Să faci un plan de antrenament, eu îmi dau seama care este nevoia de dezvoltare a cursanților mei și construiesc un plan în funcție de nevoile lor. Le adaptez. Dacă vin la mine un grup de manageri care vor să-și măsurăm luarea deciziei, eu plec de la principiile din management și construiesc un program paralel pentru ca ei să poată să facă asemănarea între antrenamentul de șah și pregătirea pe management. Este mult mai atractiv. Ce lucruri concrete îți cer? Cum ai spus, vine un grup de manageri sau un manager sau un grup și vor să le îmbunătățești anumite aspecte. Care sunt, aici am găsit câteva exemple, măcar de aspecte pe care ei ți le cer, dă-mi un exercițiu sau simulează-mi o anumită condiție de șase încât să mă îmbunătățesc. Ce? Dă-mi câteva exemple. De exemplu, cel mai frecvent mi se cere să lucrez pe luarea decizii. Asta este o bucățică din management unde șahul poate să evolueze foarte mult conștientizarea cursantului. Pentru mecanismul de luare a deciziei există și modele matematice care ne ajută. Bineînțeles, managerii pentru decizii unde implicațiile sunt destul de consistente din punct de vedere financiar folosesc și instrumente software ajutătoare. Fac cu ei pregătire și folosind și mecanisme matematice, instrumentar matematic făcut pix pe hârtie ca să înțelegem mai bine bucătăria, dar după ce facem principiile de management în formă teoretică, am și exemplele din șah unde le dau instrumentarul, la fel ca la management, le dau instrumentarul și încercăm să facem o paralelă și concret, luăm așa, stadiul actual. Facem o radiografie a situației de pe tabla de joc. Le spun care sunt punctele în care trebuie să uite, le discut cu ei și las efectiv să-și facă ei o analiză proprie a acestei situații pe care eu o supun discuției. După care comparăm cum au făcut ei poza și cum era de fapt. Ia să vedem, o apropiem. Încercăm să o înțelegem, nu spunem e rău, e bine, nu există rău și bine, este perspectiva ta, este perspectiva mea. Hai să vedem cum este bine. După care le explic care sunt obiectivele în situația aia. Și încercăm să luăm decizia optimă, astfel încât să construim pas cu pas drumul de la stadiul 0 către obiectivul final. După care vedem care a fost cursul partidei. Eventual, uneori îi pun pe ei să joace din acel moment ca să își dea seama ce înseamnă să fii pus exact în situația reală. Că dacă doar vorbim despre o poziție, una. Când zic, ok, dă-i drumul și mută. Ceasul tică e. Ți-ai făcut un plan, da? L-am discutat. Implementează-l.
După care avem studiul de caz pe zona de business, unde iar luăm, acolo vorbim de partea teoretică. Și prin comparațiile astea două, se produc niște schimbări la nivel de atitudine, de comportament. Încep să înțeleagă despre cam ce. În cât timp? 4-5 zile, dar dacă lucrăm intensiv. Este bine să fii rupt din mediul tău de lucru ca să poți să te imersezi în mediul de training, fără alți factori perturbatori. Da, oamenii lucrăm timp pentru așa ceva? Asta cer. Asta cer, este dificil, mai ales când tu ești presat, trebuie să delegi în zilele acelea responsabilitățile, dar... Sau măcar că ai un job. Poate nu trebuie neapărat în ziua aia să delegi, dar măcar ai un job, adică trebuie să... Da, trebuie să pui într-o balanță, trebuie să pui într-o balanță tipul pe care îl aloci unei astfel de activități cu timpul pe care nu-i aloca, știi? Mark Twain spunea că dacă vrem să știm cât de scumpă este educația, atunci când ne costă lipsa ei. Te gândești, dacă nu fac, ce se întâmplă? Și trebuie să ne, nu știu, să echilibrăm lucrul ăsta. Aveți și cursul în weekend? Nu prea există cerere pentru cursul de weekend, poate pentru că oamenii apreciază planul personal, fiecare avem familie, vrem să... Dar se pot organiza. Momentan am făcut doar team building-uri, în care am folosit șahul ca instrument de cunoaștere, pentru că atunci când îi pui pe oameni în diverse situații, când zici, eu sunt capabil să fac chestia asta, tensionate, atunci îl cunoști foarte bine. Și poți să-ți dai seama despre un profil al lui, despre modul în care relaționează în echipă. Eu folosesc jocul ăsta și în context de echipă. Cum se poate folosi șahul în context de echipă? Că în general șahul e un joc între două persoane. Exact, da. Cum îl folosești? Îl faci între două echipe? Există decizia să fie luată... Campionatul ăsta de șah corporate este un campionat pe echipe. Decizia de a muta o piesă trebuie să fie un fel de consens al echipei respective. Asta dacă o fac să-l organizez în sistem tandem, adică toți participanții într-o echipă joacă pe o singură tablă. Dar competițiile standard pe echipe se desfășoară între formații de 3 sau 4 jucători, uneori chiar de mai mult, care stau aliniați de aceeași parte a mesei, fiecare joacă propria partidă. Uh-huh. Rezultatul echipei reprezintă suma rezultatelor individuale. Uh-huh. Acum, echipa respectivă sunt foarte multe strategii. Pentru că tu, atunci când te confrunți cu altă echipă, ar trebui să cunoști care sunt punctele tari și slabe ale echipei adverse. Și dacă noi ne așezăm 4 la masă și avem 4 adversari și observăm că pe masa 3 echipierul nostru are șanse mai bune de reușită decât adversarul, atunci noi la celelalte mese vom încerca să păstrăm un echilibru, nu ne asumăm riscuri. Nu ne asumăm riscuri. Remiza e un rezultat. Nu mi-asum riscuri. Joc fără să-mi asum riscuri. Nu invadez teritoriu, rămân frumos în teritoriul meu și aștept ostilitățile să se desfășoare, iar la masa lui voi asuma riscuri. Doar acolo, pentru că știu că acolo pot să punctez. El câștigă, noi facem remiză, ceilalți trei, scorul e 2.5 la 1.5. Jumate cu jumate, jumate și cu punct, înseamnă 2.5 puncte. Și echipa a câștigat. Obiectivul a fost atins. Dacă sunt într-o competiție individuală, trebuie să risc, pentru că sunt doar eu, dacă eu câștig, e ok, avansez în clasament, am pierdut, am coborât, am făcut remiză, rămân cap acolo. Pe echipă trebuie să-mi adaptez strategia de joc în funcție de fiecare pereche în parte. Adică nu sunt obligat să câștig la fiecare masă. Există un capitan de echipă care poate să coordoneze strategia echipei. Asta vreau să învăț pe cei care joacă în campionatul corporate și cei care o să facă pregătire cu mine vor învăța lucrul ăsta. Că depind unii de alții, că ce se întâmplă la prima masă este important și pe cei de la masa 4, că sunt legați prin rezultat și că trebuie să fie atenți unul la celălalt. Trebuie să se ajute, trebuie să se susțină. Adică... Asta seamănă un pic cu mediul corporate, în sensul că departamentele în general sunt cam dependente între ele. Dar nu trebuie să fie competitive. Nu trebuie să fie competitive. Uneori sunt. Uneori sunt și asta dăunează pe ansamblu organizației. Face bine și competiția. Face bine și competiția, dar colaborarea e mai bună. Dacă e după niște reguli care duc la productivitate, dacă e după niște reguli care duc la autodistrugere, atunci competiția nu e bună. Așa este. Este foarte corect și trebuie să învățăm asta pe oameni. Trebuie să învățăm să colaboreze. Colaborarea este mult mai importantă. Colaborarea și în educație. Reguli productive. Dar noi suntem învățați de mici să concurăm. Din școală suntem învățați. Trebuie să avem prima notă din clasă, trebuie să fim primii la olimpiadă. Sistemul educațional favorizează competiția și nu colaborarea, ceea ce este un pic diferit. Alte sisteme educaționale favorizează colaborarea între colegi, lucrurile astea se văd mai departe. Într-o competiție pe echipe, lucrul ăsta este foarte important și iese în evidență. O echipă unde coechipierii sunt uniți,
se observă unul pe celălalt, evoluează împreună în joc, acea echipă va câștiga, va avea de câștig de cauză, chiar dacă poate nu e cea mai valoroasă. Deci e posibil să nu aibă pe fiecare masă în parte un jucător valoros, dar pe ansamblu să poată să triumfe, pentru că un jucător slab, spre exemplu, într-o competiție individuală, va încerca să învingă adversarul și va eșua. Într-o competiție pe echipe nu trebuie să-și asume riscuri și poate scoate o remiză. O remiză care ajută echipa. Asta învățăm pe oameni. Și în afară de asta, eu am și exerciții în care echipele interacționează și la alt nivel. Ce inclusiv inclusiv modul în care își aleg cu echipieri. Îi pun în situații tensionate, îi fac să-și aleagă, de exemplu, o echipă să-și aleagă membrii sau membrii să-și aleagă capitanul către care vor să se ducă, scot doi lideri în față, iar cei care participă la joc își aleg echipa. Nu liderul își alege echipa, echipa își alege liderul. Și după ce echipa își alege liderul, pun pe lider să dea afară doi oameni din echipa respectivă. Doi oameni care l-au ales. Și o situație foarte neplăcută, adică oamenii aia te-au ales pe tine și tu trebuie să dai afară doi, să-i trimiți la concurență. Și ăla se simte dezamăgit care i-a dat afară. Păi stai mă, te-am ales pe tine și tu mă dai afară. Și apar situații tensionate și de aici începe să crească exercițiu. Îi pun până în situații concrete pe tablă, îi pun să ia deciziile pe rând. Tu iei două mutări decizia, după aceea te schimbi, celălalt ia decizia. Vine colegul tău care poate că nu te-a urmărit în tot ceea ce ai făcut. Nu au voie să comunice între ei. Trebuie să înțeleagă la alt nivel. Și apar tot felul de jocuri, de situații. Este interesant să urmărești ca team building cum evoluează oamenii într-un astfel de grup. Te poate ajuta genul ăsta de exercici la HR? În a alege oameni? Da. Păi când facem un team building, cam asta este legătura. Departamentul de HR trebuie să fie foarte implicat, pentru că altfel este, în loc de team building, drink building sau altceva. Vorbesc de exercițiu concret care ajută la identificarea abilităților. Poate găsim niște lideri în toată chestia asta. Oameni care pot să se erigeze și să își ducă colegii către succes. Acum, mai e o parte pe care aș vrea să o abordez. Cursurile tale sunt strict pentru adulți sau sunt și pentru copii? Cea mai mare cerere vine din zona copiilor, pentru că există o cutumă că șahul este un joc care trebuie practicat de copii și de bătrâni. Asta e cutumă. E o cutumă. Este o chestie... Nu are cum să fie adevărat. Adică... Nu este o cutumă. N-are cum să fie. Nu, este o cutumă. Da, bine. E o percepție, da. Nu exact. S-ar neapărat că e corectă. Nu este corectă. Adulții vin către astfel de cursuri într-un climat corporate. Deci în momentul când se organizează o chestie cu un anumit obiectiv de dezvoltare personală, vin. Nu am încercat până acum, pentru că nu a fost cerere, să fac astfel de cursuri nu știu, ca activități after work. Există astfel de ateliere, dar eu nu am făcut lucrul ăsta pentru că nu a fost cerere. În schimb, sunt interesante și în momentul în care vor veni către mine oameni, voi fi deschis către colaborare. Momentan, copiii sunt cei care trebuie modificați, care trebuie educați, care trebuie dezvoltați, astfel încât nouă, peste 15-20 de ani, să ne fie mai bine ca societate. Nu putem să facem schimbare decât schimbându-i pe cei mici. Sau învățându-i niște chestii corecte. Da, să învățăm să fie disciplinați, să fie respectoși, să fie capabili să ia decizia informat, să nu se grăbească atunci când trebuie să ia decizia, să analizeze corect și poate că generația asta pe care o formăm acum ne va ajuta pe noi. Cum spuneam, eu un profesor în facultate, ne plătește nouă pensia. Să ne ajute pe noi să fim o societate mai bună, pentru că, sincer, pe termen foarte scurt, nu văd cum putem să evoluăm. N-ai cum. În momentul când sistemul educațional te-a format în anumit fel, deci nu e greu eficient, să... La mine, la 41 de ani, nu pot să mă schimb. N-am cum să mă schimb. Ăsta sunt eu. Nici la 30 de ani nu te mai schimbi. Greu. Sunt doar indivizi speciali. Da, dar este foarte dificil. Pe când, un prichindel de 10-11 ani, chiar mai mic, dacă îl pui pe pista corectă și îl ții aproape de un mentor, va putea să facă foarte multe lucruri, pentru că acum acumulează. Putem să ajutăm punctual. Oamenii care interacționează cu mine simt că se transformă. E ceva acolo, e o energie care pleacă și se produce un aha moment, știi? Dar face și noi lumină în jurul nostru cât putem. Cât putem. Care e ora la care, în general, au cursurile tale loc, cursurile de șah? Ora din timpul zilei?
După ora 5:30-6, atunci oamenii încep să se miște, scapă de activități de rutină. Da, da, dar mă gândesc, nu e un pic, nu sunt cam obosiți la ora aia? Obosiți până intră în sală. După aia vine energia și te luminează așa. Pur și simplu te... Este foarte important să interacționezi cu cineva care îți dă energie. Noi așa trăim. Dacă intri într-o încăpere unde nu arde absolut nimic, te întâlnești cu niște oameni care sunt inerți și tu vei fi la fel. Ai primit energie de la cineva care arde și tu deja ți revii, te înviorezi. După aia când ieși din priză, da, ți-aduce aminte că, domnule, aoleu, e ora 7, vai ce obosit sunt, ajung acasă. Dar dacă ai avut un câștig din această activitate, eu zic că... Te ajută cafeaua? Bea una dimineață și cam atât. Cam atât. Nu cred în cafea și nici în energizante. Dar există vreo corelare între cafea și performanțele din timpul șahului? Pentru anumiți indivizi, da. Inclusiv fumatul îi face mai energizant. Nu înțeleg de ce. Habar n-am. Foarte mulți jucători buni erau fumători înrăiți, consumau cafea. Mă rog, nu cred că este neapărat o corelație. Poate să fie o întâmplare. Știi cum sunt întâmplările? Sunt unii manageri care au impresia că dacă au 4 ani de zile rezultate pozitive, sunt niște manageri foarte buni. Au avut doar un context favorabil 4 ani la rând. Dar fel și cu cafeaua asta. Poate că ajută, poate că n-ajută. Mulți jucători de șah buni folosesc energizante. Ok. Nu înseamnă că este o legătură neapărat. Eu nu încurajez și nu recomand. Sportivii mei trebuie să aibă program de somn regulat, trebuie să mănânce sănătos și trebuie să dească dimineața, cam pe la 6:30-7. Nu e cam de vreme? Nu e, trebuie să lungim ziua cât se poate de mult. Trebuie să o lungim. Dimineața suntem cei mai productivi și trebuie să folosim partea asta a zilei. Bineînțeles, sunt două tipologii de oameni. Sunt cucuvelele, exact, și privighetorile. Exact. Ai o cucuvea, trebuie să lucrezi cu cucuveaua. Ce să faci? Te adaptezi. Nu poți. Dacă ai schimbat programul cu cuvelei, nu mai obții nimic de la el. Da, e zombie. E zombie, da. Trebuie să o simți. Eu sunt o privighetoare. Și, mă rog, încerc cred că să... marea majoritate a oamenilor sunt totuși, în general, adaptați pe ciclu diurn. Adică da. Lucrează mai bine dimineața și în timpul zilei. Și antreprenorii de succes se trezesc foarte dimineața. Mă trezesc pe la 4:30-5. Prima parte a zilei, când este foarte liniște, pot să-mi organizez ziua, pot să-mi fac agenda, pot să fac chiar o parte din munca care presupune creație, pentru că nu sună telefonul, nu primești mail-uri, nu te întreabă nimic. Nu există factori perturbatori. Atunci organizez și programul de antrenamente, fac materialele, pentru că atunci nimeni nu mă deranjează. Pot efectiv să mă afund în lucru. După ora 9:30-10 începe să bipăie telefonul, să bipăie WhatsApp-ul. Da, și atunci devine o perioadă destul de puțin productivă în care ești doar proactiv, doar răspunzi la stimul, nu mai ai timp și capacitate să creezi un plan sau să urmărești un plan, doar răspunzi la telefon și mail-uri. Da, încerc să răspund mai rar și la mail-uri să răspund foarte, foarte rar în timpul zilei, poate de 2 ori pe zi. Îmi fac niște intervale de timp regulate și atunci răspund. Ce te faci cu ea care se așteaptă să primească răspuns instant? Se așteaptă să primească răspuns instant. Se așteaptă și pe aia... Îți reproșează, știi? Da, exact. De ce nu mai răspuns? Ți-am trimis aia acum. Munca creativă presupune niște faze asemănătoare somnului. Un tip a avut un filmuleț pe TED despre subiectul ăsta care m-a marcat și chiar așa este. Atunci când dormim, nu adormim profund în prima, da? Trecem prin niște stări intermediare. Sunt vreo 7 faze. A 7-a fază este cea de somn profund. Dacă eu te-am trezit din somn, tu nu adormi imediat instant. Trebuie din nou să treci prin acele faze intermediare până la somnul profund. La fel și munca de creație. Când eu mă pun să creez de la pagina albă, mă pun pe scaun și nu-mi vine efectiv flacul instant. Stau un pic, gândesc, mai caut niște idei, mai pistonez niște subiecte și încep ușor, ușor să intru în starea aceea de creație. Dacă tu mă scoți din starea aia cu un telefon, în momentul ăla va trebui să iau de la zero. Când mă așez din nou la muncă, o iau de la zero. Și dacă tu mă deranjezi din jumătate de oră, efectiv eu va trebui să revin pe proces și nu evoluez absolut deloc. Câți dintre cei care ne ascultă acum nu cunosc modelul ăsta când îi se dă o sarcină la job? Exact, cam așa e la job. Ți se dă o sarcină și după aia tot timpul vine un coleg. Hai repede, acum, fă și mie chestia asta, da. Vine șeful. Dă-mi acum, nu durează mult, un minut, dă-mi e-mailul ăla. Sau ședință.
tot tipul ăsta, care, Jason Fried, care făcuse filmulețul, spunea că cea mai mare problemă într-o organizație sunt, o numesc M&M's, Managers in Meetings. În momentul când se convoacă o ședință, acum, în secunda 1, 10 oameni din companie vin în sala de ședințe și se apreciază că se pierde o oră de productivitate. Nu, fals, se pierd 10 ore de productivitate. Se pierde o oră pentru fiecare om care este blocat acolo, ca să asculte ceva sau să ia parte la o acțiune pe care, nu știu, nu o folosește, nu-l interesează. Poate mă interesează 10 minute din acea discuție. Eu trebuie să stau acolo o oră, pentru că toată ședința este o oră. Da? Și pe aia ne întoarcem iar când se pot folosi instrumente comunicare asincronă, în care tu să îmi pui un material informativ, eu să-l citesc când am eu timp, nu când vrei tu, că tu dacă îmi pui ședința la ora 2, mă întrerupi. Poate vreau la 2:15 să mă să aloc timp pentru acest subiect. Și problemele astea apar și în jocul de șah, pentru că cei mai mulți jucători, în timpul competiției, au de luat o decizie și se ridică și se plimbă prin sala de joc. Mi se pare foarte interesant să vadă ce mai fac ceilalți colegi. Când s-au ridicat de la masă, s-au ridicat din această stare de creație. S-au ridicat, s-au plimbat, adversarul mută, ei vin să așeze la masă și au impresia că poate să ia decizia imediat. Nu, fals. S-au așezat la masă, primul instinct va fi greșit de cele mai multe ori. Trebuie să stai, reintri în stare. Mulți nu fac lucrul ăsta. Cam câtă ție timp îți ia, să zicem că ai un task generic, nu știu, lucrezi la un proiect de redactare, ceva, da, la un Excel, un ceva, un material. Un material, okay. Exact. Cam cât timp îți ia să te refocusezi? Presupun că e într-un fel, confortabil, presupun că e într-un fel similar cu un joc de șah. Da, undeva pe la 50 minute, sincer, ca să intru din nou în acea stare pe care am avut-o înainte să mă ridic. Deci, practic, un mail, faptul că ai răspuns la un e-mail, nu ți-a consumat un minut. Mi-a mutat atenția. Ți-a răspuns, ți-a consumat 16 minute, 15 minute plus ceva de mail, genul ăsta, minutul, da, respectiv. Mă întorc de la mail aici. E posibil, în anumite situații, chiar să mă reconectez repede. Dar, din experiența mea, nu știu, undeva până la 50 minute ca să chiar să reintru în stare. Pot să mă reapuc imediat, dar o să încep să am rateuri, o să revin asupra conținutului. Și lucrurile astea se văd pe termen lung. Dacă ți-adun așa minut cu minut cu minut, o să vezi de ce stăm peste program peste ora 17-18, de ce trebuie să prelungim termenele, dar nu suntem înțeleși uneori. Nu putem. Ni se spune să fim multitasking, ceea ce este complet fals. Creierul nu este multitasking. Nu este multitasking. Asta e o păcăleală. Când spune că rezolvăm mai multe sarcini în același timp, nu. Poate doar foarte simple. Poate doar foarte, poate, foarte simple. Poate. Dar task-urile foarte, foarte simple, în general, nu au valoare de produs, adică nu, just, au valoare mare. Că just. Se foarte doar niște păcălim, pe masă, dar nu... adevărul este că nu reușim să fim foarte eficienți. Trebuie să ne concentrăm pe un subiect, îl epuizăm, ne concentrăm pe al doilea și așa mai departe. Lucrul ăsta îl învățăm pe parcurs. Jocul ăsta ne ajută, să știm. Ne ajută și ne arată adevărul. Le arată imediat, atunci, pe loc. Nu ai consecințe foarte grave. În esență, practic, o partidă de șah e, într-un fel, să spunem, ca un fel de mini zi de job, știi? Adică ai niște task-uri mari, da, și dacă te tot întrerupe, e cam compactat, cam același lucru. Că în timpul partidei ne mai uităm în stânga, în dreapta, mai avem tot felul de deviere ale atenției, distracții, și lucrul ăsta se vede. Ai fost distras un pic, te-ai uitat stânga, în dreapta, ai impresia că, domne, stăpânesc situația, am toate elementele, scade nivelul de atenție, apare o eroare, ok? Lupta se duce în sensul, în sensul nedorit. Și lucrurile astea le vedem. O întrebare. Oameni noi care vin la tine, cam cât timp poate să stai efectiv concentrați pe o partidă și după ceva timp, cam cât timp pot după aia să stea concentrați? Pe activitate, partidă, în funcție de vârsta cursantului... Să zicem 30-40 de ani, aproximativ. O oră și jumătate pentru început, pentru că știu pentru să le captez atenția, da? Poate să fac activități intensive timp de o oră și jumătate și crește nivelul de atenție pe măsură ce evoluăm ca până activitate. Două ore, două ore și jumătate, dar pentru ei, cei care fac dezvoltare personală, nu este necesar un antrenament atât de intensiv față de sportivi, care ăștia trebuie să meargă într-o competiție, să stea trei ore la masă, atunci antrenamentul durează trei ore. Cum în fotbal ne pregătim 90 de minute pentru că partida durează 90 de minute și în șah, ok, partida durează trei ore, trei ore ne pregătim. Dezvoltarea personală presupune altceva, avem alte obiective. Eu nu trebuie să-i învăț pe ei să fie competitivi, să devină campioni europeni, mondiali. Nu, trebuie să-și dăm și obiective de dezvoltare personală. Avem exerciții, trebuie să avem acele aha moment,
să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Dacă ai două pe sesiune sau chiar și unul, dacă l-ai, eu sunt mulțumit. Dacă ai fost curcircuitat la un moment dat și zici, wow, da, chestia asta... Ai făcut un pas înainte. A, da, da, ai reușit să progresezi. Dacă învii și a doua oară cu aceeași plăcere, e cu atât mai bine. Și după aia să vii să-mi spui, Cristian, să fii atent, aici am văzut o paralelă. Cum ți se pare chestia asta? Și discutăm situația. Sunt oameni adulți, ei vin cu experiența lor. Una este să fii adult, training-ul pentru adulți este o chestie, cursul pentru copii este altceva. Copiii nu au o experiență anterioară, adulții au. Tu construiești pe experiența lor. Îi încurajez să vină cu cazurile lor către mine, ca să putem să le discutăm. Uite, am avut situația asta și am făcut lucrul ăsta. Suntem un grup de 6 oameni, mulți cu o experiență masivă în management. Discutăm. Este o oportunitate foarte bună de evoluție. Nu neapărat de la mine, eu sunt facilitator. Deci eu facilitez procesul de training. Vin, pun situații, pun întrebări. Ei între ei se ajută foarte mult ca să evolueze ca și grup. Ok, mulțumesc mult. S-a terminat timpul emisiunii. Știu că pare destul de repede, dar presupun că a fost mai scurt decât o partidă de șac. Sunt și partide de șac de 45 de minute? Da, cu buget de timp de 15-20 minute pentru fiecare adversar. Deci 15-20 ori 2. Un șac rapid. Aproximativ. Exact, aproximativ. Un șac rapid. Ok. Bun, îți mulțumesc mult pentru prezența și participarea la emisiune. Eu vă aștept la campionatul de șac corporate. Cu plăcere. 18 noiembrie, dacă vă face plăcere să fiți acolo, m-aș bucura să ne întâlnim. Perfect, mulțumesc. La fel și dumneavoastră, stimați spectatori, dacă sunteți interesați de șac și mai ales de șac corporate, aveți o ofertă acum. Asta fiind spuse, vă mulțumesc mult pentru prezență și participare în emisiune și rămâne să ne auzim luna viitoare cu alt subiect de business. Până atunci însă, rămâneți în continuare cu Canal 33.